Mii de angajați ai Ministerului de Interne vor pleca acasă în cel mult 2 luni. Nici cel mai cunoscut polițist din România, Cristian Ciocan, nu a scăpat de restructurări. Ministrul Traian Igaș spune că a găsit și baza legală pentru concedierea în masă, iar criteriul principal de eliminare va fi, evident, eficiența. Peste 200 de oameni vor fi dați afară din structura centrală a Ministerului de Afaceri Interne, iar din fiecare instituție subordonată vor pleca alți 2000 de polițiști, jandarmi și pompieri. Cifrele au fost anunțate chiar de Traian Igaș în cadrul audierii din Parlament. Numărul celor care vor trebui să plece din Ministerul Administrației și Internelor va fi de 10.000. Traian Igaș a specificat că nu vor fi făcute abuzuri și că totul se va face în maximum 2 luni prin hotărâre de guvern. Personalul disponibilizat nu va obține salarii compensatorii, ci doar ajutoare sociale și includerea într-un program de reconversie profesională. Are baza legală să facă acest lucru, să disponibilizeze și din jandarmerie? El spune că da, vom vedea. Acum un an și jumătate spuneau că n-au destul polițiști, acum vedem că sunt prea mulți. Deci o discuție, personal nu m-a convins. Ministrul va fi audiat din nou săptămâna viitoare. Printre posturile restructurate va fi și cel de șef al serviciului de presă din cadrul Poliției Capitale, susțin surse din minister. Exact postul ocupat de comisarul șef Cristian Ciocan, care a fost acum pus la dispoziție. Totul îi se trage încă din decembrie anul trecut, când a fost filmat într-o ipostază care i-a deranjat pe șefii lui. Spun ceva, este cel mai bun. Este cel mai bun și nu numai în România, este cel mai bun în plan universal. Este cel mai bun. Cristian Ciocan susține că nu a fost informat de măsură și că oricum nu are voie să comenteze informația.